Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de parcurs cu Nagasaki și Shotaro și Pânzi. Hori shamaji, No, puca. Hai că fix cu Shotaro facem parcurs. Ne-o dați acum. Mamă, cât de lung e. Măcar să nu ne dați și, nu, și voi o țeacă, să ne dați și voi un like în schimb. Doamne ajută. Nu știu, încă tot trebuie să plecăm. A, în față. Mă uitam, eu am făcut 750.000 de bănuți de când mă joc cu tine, deci eu aveam 100.000 de bănuți dacă nu mă știu bine. Deci faptul că stau pe lângă Ovidiu mi-aduc ce bani. Îți dai seama? 750.000 de lei? De dolari, nebunule. A. Vorbim în bani ca lumea, eu nu pot să trec de primul checkpoint. Eu am căzut la sfârșit. E bine. Mai că controlez motorul dacă e. A, dar am luat checkpoint, what? Nu știam. Da, și eu am picat pe aia. Pe lejer de vară, mă. Ce checkpoint-uri avem? 16, mamă, puține. Avem, nu, că e editat mai harta. Deci avem o zi atât de proastă de filmări. Bă, deci iar nu am căzut. Ceva. Avem 3 hărți pe care nu le-am terminat. Avem un episod pe care Ovidiu s-a stins calculatorul, deci e bonus pentru mine. Deci 4. Ce să mai zic? Toate sunt cu DNF la mine. Bă, da, chiar că... Nu cred că am terminat. Chiar toate. Da, bă, poți să știi că nu cred că ai terminat deloc, gen. Nu că nu ți-ai luat DNF. Nu că ai câștigat sau... Da, deci este o zi frumoasă de filmare pe care ne dorim să o avem în continuare la fel de bună. Da, în continuare pun zi foarte, foarte entuziasmat. Eu m-am dus să dau DNF, am căzut. De ce ești mai pinzi așa entuziasmat? Ia zi. Păi, eu înțelegeam cu boosturile alea ce ne... Mamă, unde m-a dat înapoi, am și murit. Nu înțeleg. Nu înțeleg. Tu ești pe lângă mine pe aici. Eu am trecut de săritura acela. Opa! Mamă. Ia zi. Ce mă? Sar pe lângă. Mamă, deci... Uitați-vă nu, cum mamă! Mamă cum am redresat, nu pot să cred. Era în zic Costin redresatul, Ovițanul redresatul. Bă, dacă sunt oameni noi pe... Eu niciodată n-am zis chestia asta, bă. Yeah. Dacă sunt oameni noi pe canal... Da? Să nu ne creadă handicapați, noi vorbim greșit intenționat de multe ori. Ba, nu suntem nu. Chiar așa handicapați. Suntem handicapați. Bine, suntem, dar nu chiar așa. Uite, adică să nu ne ia în serios oamenile. Bă, luați-ne în serios că suntem handicapați. Și dacă totuși sunt oameni noi pe canal, ce-ar fi să dea un subscribe? Pentru că o grămadă de oameni nu sunt subscriberi. De ce nu dați, mă, subscribe? Ia, să ziceți muriți, în comentarii, mă? De ce nu dați subscribe. Primim un dolar pe clip, mă. Pentru asta muncim să nu dați voi subscribe, că mai au acum de voi. Primim un dolar pentru fiecare subscribe. Păi n-ar da... n-ar mai da nimeni subscribe vreodată. Uite, bă, cum am murit. Eu nu știu ce trebuie să fac aici. Nu știu, eu am murit de 5 ori până acum. Da, ați blocat aici. Ah, what? Blocat în natură, Covițanu. Nu chiar în natură, în jungla urbană. Nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Mamă, cum sună asta? Asta sună Bacovia. Blocat în jungla urbană, în noapte târzie, cu pânzi. Nu cred. Cu pânzi, aia e partea aia, e un pic cam nasoală. Întunecată. Aia e partea întunecată. Da. Ia mă. Lovim în barierele, eu merg la mișto să văd dacă lovesc. Ce bariere, mă? Învârtitoarele alea, moriștile alea. Bă, tu ai observat totuși în ziua asta proastă de filmat, încă nu am avut probleme cu entitatea 37. Am sărit prost. Entitatea 37. Poți să explic eu ce înseamnă entitatea 37 pentru cei noi pe canal? Da. Noi avem o problemă de când jucăm GTA 105. Apar niște lucruri invizibile care ne cam deranjează. Ne cam pun bețe în roate. Entitatea 37 a apărut la checkpoint-ul 37 într-un moment în care se jucau Ovidiu cu Cătălin. Și de asta se spune Entitatea 37. E un fel de proiectul... Cum se numea? Alcatraz? Mamă, iarna. Proiectul X. Proiectul X de la... Alcatraz, Area 51, mă așa. Deci asta e treaba cu Entitatea 37. Nu vă panicați. Nu poate lucrăm chiar adevărată Entitatea 37. Nu lucrăm pentru guverne străine, nu suntem băgați în proiecte de-astea. Încă. M-am dus. Ha, era la ultima săritură. Deci eu mă chinui să trec. Da, mult timp. Credeam că urmează să și continui. N-am, mamă, cât m-a aruncat, ești nebun la cap? Bă, ești nebun. Gata. Acolo e vreo rampă sau nu e? Nu cred că e, mă, trebuie să faci schema ță aici. Mamă, e schema rici. Așa se face, dar m-am descurcat eu. Bă, motorul ăsta îmi place foarte mult, sincer. Care, mă? Ăsta, frate, ce-l avem?
Ești la checkpoint? La ce checkpoint ești? La 6. Băi, ești nebun la cap. Tu la ce checkpoint ești? 4. Băi, ești nebun la cap. Așa în urmă? Eu te mă, eu merg pe pereți cu motor, mă, că de ce nu? Aolo, nu știu încotro, trebuie să mă duc. Nu, bă, trebuie să urc acolo, cred că. Ce am? Ce vrei, mă? Am ajuns la entitate invizibilă și eu. Mă bucur. Ăsta e cazul 37, vedeți? Oarecum, acolo de fapt e țeacă, cred că nu e chiar entitatea 37, o să vezi după ce treci. Ai mers prin stânga? Nu mai știu exact, sincer. Nu, la prima e prin dreapta. Păi e prin dreapta și nu mergi. Prin dreapta, dar așa pe margine, gen cumva, la limită. Și după ce treci o să vezi despre ce e vorba. Da, am ținut camera și mi-am dat seama, da. E un cerc acolo, nu e entitatea 37. Mamă, ce cerc, mâncați. Un cerc negru, e gaura neagră. Și vezi că mai vine una după aia și tot așa trebuie să faci prin dreapta. Minți. Nu sunt mint. Sigur că minți prin dreapta, că nu-i dreapta la aia. Nu mint. Ba da. E dreapta cât de dreapta posibil. Stai din gură, bă, că minți. Bă, mă, lași. O să văd cu mouse. Bă, cum, bă, iară dă-mă de obiect de astea imposibile, mă, dacă îți vine să crezi. Nu pot să văd. Zi-mă, era prin dreapta? Da, mă. Bă, n-are încredere, bă. O secundă, mă, copilul. Odată zice și ăsta adevărul și nu-l cred. Odată, auzi, nu, mă. Burnout. Bă, n-are sens să te mai las te chinui acolo, că urmează chestii nașpa. Cât de nașpa, mă? Destul de nașpa, încât să nu poți trece. Checkpoint. Bine. A, bă, mă, lași încă una, bă-și bate joc de mine, bă, viața. Bă, mine, bă. Încă una, străi de astea. Nu o să Opa. Trecem niciodată aici, te anunț de acum. Încă o cursă Gata. La care renunțăm. That was fast. Mamă, chiar am trecut și de asta, nu pot să cred. Mamă, mai am una. Nu urcă, bă, nu urcă, bă, când lăuda motorul, mă. Sunt chiar în spatele tău. Ești în fața mea imediat. Băi, mă, că și-o dat seama cum trebuie să treacă acolo. Băi, pufule, de ce ai, mă, ești nebun la cap? Bă, pufule, trebuie să te văd aici. Mamă, ce cercul ăla, mă, mâncați așa. Deci cu motorul n-am mers niciodată pe rampă. Sincer, până acum. Nu. Mamă, e de la așa. Și sus unde trebuie să mă duc? Sus de tot, cât de sus. Păi stai, mă, că avea și nu, vezi că nu poți să dai cercul, gen, trebuie să te duci direct sus. Avea și găuri, bă, de ce n-ai zis? Mamă, cât de lungă ești, ne... Are și găuri? Nu știu. Are, mă, că am ieșit-o pe una. Bă, am trecut, bă! Nu vezi că-s trei din alea consecutive, apropo. Trebuie să faci trei din alea fără oprire. Trei din alea ce, mă? Trei cercuri de alea, mă. Mamă, cilindre de alea. Le-ai terminat pe toate? Da. Acum că mai ajuns tu, că altfel nu terminam. Bă, să mor eu. Ia că nu, mamă, nu mai am motor. Nu-mi place. Dar nu-mi urcă, mă, de ce nu-mi urcă? Bun, de și cum ar trebui să trec? Când intru în turnul ăla, mi se termină partea aia. Trebuie să urc în sus din prima sau să... Păi da, cum intri în turn, deja trebuie să urci cât de mult poți. Eu am crezut că ziceai că... și că nu poți să dau cerc, am înțeles acum ce ziceai tu. Nu poți să te învârți. Trebuie să urci blana din prima și aia e singura șansă. Da, mă, dar nu e așa greu. Chiar așa? Nu e greu. Nu e greu. Deloc. Nu e, uite, am ajuns în turnul 3 acum. Mamă, mă, lași. Mamă, m-am curcat în turnul 3, bă, ce ușor e a fost. E mai greu pe jos oricum, deci știți foarte bine, eu urăsc parcurul pe jos, mi se pare cel mai greu. Cum ai ajuns gata pe jos? Da. E bine. Nu-mi place deloc, nu așa. Sunt doar la 10 din 16, dacă... Trebuie să le fac pe jos toate astea, mă. Nu pot să țar, mă, sărituri mari rău de tort. Bungee jumping. Rău. Bungee jumping. Viitorul ăsta e. Investiți în bungee jumping. Cum? Cumpărând bungee jumping. A. Bună observație. Opa, uite hai că am găsit schema aparent. Cât de ușor era, voi pânzii, că nu mai poți să treci de primul turn. Era ușor, bă, acolo. Ușor, mă, deschizi și pânzii, ce-o codată în viață, zice și el că e ușor și gata. Deși eu i-am zis că e greu. Da, mi-a zis, dacă omul mi-a zis ce se fac. Bun, am trecut și de-aia acum pe cartof pai. Dar eu nu știu cum faci tu de ajungi mereu numai la mâncare, ba la burgeri, ba la... Păi este un burger cu cartofi. Dacă hărțile astea îmi plac când le caut, cum văd o hartă cu mâncare? Pac, asta e harta.
Am trecut de-al treilea turn. Și îmi dă checkpoint, mă teleportează. Bine, Hai, du-te, mă, bine. golane. Ia că te văd de aici. Eu Opa. sunt pe primul burger acum. Stați, domnule, că am încurcat ceva. Iar ai încrucișat și mâinile? No. N-am mai, nu umblu la mâini când sunt cu motor, mai rar. Hai că Bun. termin acum și cu burgeri ăștia. Mamă, Bă, ești de-abia da. la burgeri? Acum am Mamă, ce trecut de departe burger. ești, te văd. Și că de-abia. Mamă, ce departe ești. Olo, cum sar mă pe asta? Cum sar? Nu ușor a fost aici. Mm? Mamă, dar dacă pic aici nasol că e mult de mers. Nu văd checkpoint aproape deloc. Cum sar mă pe alea? Pe margine, nu pe mijloc. Easy peasy. Înțelegi? Da. Nu merge. E bine. De ce faci ca hamsterul? Așa face un hamster? Aha. Opa. Am eu doi și știu. Serios? Nu. Nu-mi place ce faci. Se Uite-mă ce entuziasmat, o faci, crezut că iară hamsterul. Doamne, cum a putut să sară asta, băi, deci vedeți voi cât de buguit e jocul ăsta, frate? Ia, Doamne, uitați iartă-mă voi, cât am deci de mers. ne merg cu să aruncă cu parașuta. De ce am de mers jumătate de hartă pe jos fără checkpoint? Ce ai mai de E un pic plângeat? trist. Clan azi, eu și pe aia cu clanul, te rog eu. Nu-i greu, dar Dar lung nici rău. imposibil. Gata, m-am luat checkpoint, aparent. Credeam că mai am de mers. Bine, bă, deci eu mereu am zis în Ovidiu, aș paria toți banii dacă ar fi mâine. Uite-mă, unde cad. Bă, cad înainte, de ce pui, mă? Da zi, bă, de ce s-o destrămat Easy Clan-ul? Easy Ordinea Clean-ul. mea, din cauza lui Cătălin. Păi nu din Opa. cauza ta. Și din cauza mea? Era din cauza... Bine, din cauza mea. E așa. Am cerut cotă parte de la venitul membrilor Easy Clan, pentru că așa mi se părea normal. Într-o trupă, când ești într-o trupă, trebuie să iei bani de la toți. Așa, logic. Și ăștia n-au fost de acord. A zis nociv că ce, el muncește pentru mine. După a început și ăsta cu gura mare. Nu mai zic de fete ce au făcut cu mine și aia a fost. Și după cum vedeți, Costin m-a susținut. Și din cauza asta lui Costin mi-a merge canalul. Pentru că ăștia au vorbit cu ea de la YouTube și ne-au scos după lista aia. Ai făcut o Eram poveste frumoasă. Pe o listă. Ia zis și de Cătă, ce s-a întâmplat cu Cătă? Cătă, a primit contracte pe Trovo, face altele. Cătă e băgat în lumea business-ului acum, uite bă, nu pot să trec. La Cătă nu mai ajungem, nu mai ajunge oricine. Cătă e protejat, o să-l vedeți în Topicraft de partea a doua sau cât o să fie aia. Nu cred că m-am, bă, deci m-au înjurat ăștia să moră, că m-am apucat fix la ultim. Doamne, cum să te blochezi mă așa, bă, deci cei mai retardați, cele mai retardate caractere în GTA 5 astea sunt, să mor eu, nu poți controlezi omul ăsta deloc. Da, unde ești, mă? Eram eu să zic unde sunt. Ia, ce era să zici? Cu satelitul. A. Te duci cu Acolo. satelitul, Pinzi, bă. E marțian, Pinzi. Nu m-am gândit ce titlu să pun în episodul ăsta, mi-e frică de episodul ăsta, ăsta o să fie greu. Ceva cu burger? Nu. A, cu Easy Clan, nu? Cu Adevăratul motiv afacerile lui pentru care Cătălin. Adevăratul motiv pentru care s-a destrămat Easy Clan. Da. Vă Dar mă vezi? Ar fi un, stai mă că alerg. Ar fi un clickbait nasol, nu. Mă vezi, Deși mă? ar. Nu cred, tu mă vezi? Sub tine, mă. Nu cred că ești unde. Bă, sub tine, nu, chiar nu vezi? Pa, Uite, lol. ne lovim unul de altul. Da. Da, Ah, oficial, entitatea 37 lovește din nou. Și am trecut unde ești, acum. mă? What? Mă, încă nasul mi-au bătaie. Nu știu, foarte dubios ce se întâmplă. Pe ce căutai mă jos acolo? Mă plimbam. A. Nu pot să trec. Nu pot acum să cred că îmi dă trec. șotară, bă, că am și zis, nu ne-o dat deloc șotară. Ia că aici încerc să fac o schemă. Mă bag în astea și sar. Ah, am câte făcut schemă. Spawn-uri, bă, băiatule. Am făcut schema să faci tu ca mine. Bine. Când dai de elicea aia să te duci prin elice. Bine.
Dar nu se întâmplă nimic. Bine. Mulțumesc. Bine. Nu sare, mă, bă, deci dacă... Că nu sunt retardat, dacă mă vedeți când mă duc așa, nu sare, apăs pe space și nu sare, că Ai e zis că retardat ești. caracterul ăsta. Ha? Ai zis că ești înainte. De ce am zis că sunt? Aoleu. Are și asta memorie scurtă ca mine. De ce am zis, mă? Uite cum mă jignește pe episod, să mă rog, poate fac... Nu ai zis, bă. Bă, terminăm-o cu Când am zis bullying-ul eu că nu suntem și tu ai zis că de deci... fapt suntem. Când eram în Easy Clan, dădeați cu bully pe mine. Acum, după ce am mai scăpat și eu de bullying-ul din Easy Clan, iar începi. Doamne, că nu mai... Aoleu, mamă, ce-am tras una la microfon, m-am spăriet. Am simțit. Mamă, sper că e viu. Alo, microfon? Cred că e bine. Ia, mă, hai sărim și noi. Băi, deci dacă te uiți pe episodul ăsta să vezi cum am putut să pic. Iar, că nu sare, mă, iar nu. Doamne, dar lungi o făcut, mă, stea, mă, enervant. M-a terminat. Bă, jur că vreau neapărat o dată în viața mea să fac o hartă de GTA, dar să fac troll. Și să să vă se pun pe joace voi să, vede, să jucați. Sau oare ce trebuie ca să faci hărci de asta? Mă duc să termin harta, o termin? Da, n-ai bine. Ce trebuie să faci hărci de asta? Nimic, imaginație și timp, cred că. Păi, gen unde intri ca să poți să faci nu o hartă? Nu știu, sincer, dar... Păi, vezi, bă, de asta... Bănuiesc că nu o fi greu. Mamă, în sfârșit iau primul checkpoint, sunteți nebun la cap? Calmați-vă, mă, pufuleților, că am ajuns pe cartofi prăjiți. La, că facem noi o hartă să fie bine. Și o punem să joace lumea. Și după o să caute ei pe canalele noastre de YouTube să vadă cum se... Da. Cum se trece. Strategie de marketing, cum gata, se m-am terminat. A fost prea ușoară harta asta. A fost, mă, dacă nu mă blocam aici, uite, al doilea checkpoint. Să nu uităm cum a fost harta aia la care am zis că nu mai trec cu motorul. Dar tu de ce n-ai luat-o pe mijloc aici? Auzi, dar de ce nu-ți vezi de treaba ta? S-a aruncat de rușine. De ce n-ai mers, mă, pe mijloc? Taș, bă, din gură, pufulete. Doamne, vezi că ai un loc acolo, era un loc special pentru tine. Am înțeles, nu la asta era. Mă refeream. Aie. Vă mulțumim foarte mult pentru vizionare. Încă un DNF pe listă din fericire. Nu uitați un like, un share, un subscribe și noi ne revedem data viitoare. Și pa, și pa! Arrivederci!